Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud. Asta. Hai,
La Jamilu. La bune. Elita. Hai, E cadu fare. Domnule Mesaroș, o înfrângere pe teren propriu, 0-2 cu jocul. Cum apreciați meciul? Cum a fost? Meciul, eu zic că a fost echilibrat până în minutul, nu știu, 30 și ceva, când a luat Cristi Itu roșu. Înainte a ratat Bălțoi singur cu portarul. Eu zic că a fost momentul cheia jocului. Dacă dă Alex Bălțoi golul 1-0, probabil nu mai are nici Itu roșu. Eu nu zic că nu m-a impresionat deloc punerea jocului. Absolut deloc. Chiar dacă este o echipă care trage la promovare, nu, cu o singură ocazie, tot meciul, nu cred că este ceva deosebit. Cum apreciați eliminarea lui Cristi Itu? Ați văzut faza? A fost roșu? Am văzut faza de aici. Mie mi se pare că a fost roșu. Indiscutabil. Mai ales că arbitrul a fost mai aproape de joc. Da, face parte din momentul cheia. Din păcate, suntem foarte instabili pe linia de fond, pe centru, pe axul central. Și asta e problema care se poate rezolva numai la iarnă, din păcate. În rest, sunteți mulțumit de joc? Eu, știți cum e, când pierzi etapa trecută la Recea, minut 88, pe un angajament foarte bun. Astăzi nu am ce să reproșez jucătorilor, fiindcă nu... În afară de copiii care nu au experiență de joc și care, într-adevăr, fac unele greșeli, nu pot să spun. Ne-a bătut echipa de pe locul 2-3, sau care probabil va trage la promovarea divizia B. Pentru etapa următoare aveți mai mulți jucători indisponibili deja. Da. Astăzi s-a accidentat și Cătălin Itu, nu? Da, și Cătălin Itu, am cartonașul roșu la Cristi Itu. O să-l legitimăm pe Vlad. Așa, este foarte greu. Mai sunt 4 etape în care jucăm cu Sighet o echipă bună, la Lucea Forola de echipă bună, la Miercurea Ciuc, greu, grea deplasare.
Din păcate, eu am știut când am venit că sunt 5 etape grele. Eu mi-asum riscul de a antrena echipa și în iarnă, dacă o să considerăm ambele părți că putem face un pasament, o să facem. Dacă nu, atunci... Meciul următor? Meciul următor mai greu, părerea mea, mai greu decât Unirea Jucu, o echipă mai bună decât Unirea Jucu, Sighetul. Așa că nu avem nimic de pierdut și să ne pregătim pentru săptămâna viitoare. Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud.